Ce intră în urechile voastre, ceea ce intră în ele, acele lucruri le veți crede. Dacă în urechi vi se bagă maimuțe, veți crede în maimuțe. Dacă se introduc ciclopi, veți crede în ciclopi. Vi se va spune despre o dietă, veți crede în diete. Ce vi se introduce, aceea veți crede. Însă trebuie să credem în adevăr. Și adevărul este cunoscut. Dar se încearcă să fie ascuns în toate felurile și la toate nivelurile. Doar biserica transmite acest adevăr. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit, se face părtaș la faptele lui rele. Amin. De aceea ai grijă cu cine vorbești, cu oamenii mândri, cu dezbinătorii, cu cei ferești, de ce ești atras? Ba mai mult de atât. Căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Vai, când va începe meciul? Vai, când va începe serialul? Vai, când va interpreta acel artist? Vai, acel sportiv? Vai, acel politician? Vai, acel blogger? Vai, dar nu pot fără aceasta. Oh, te felicit! Tot așa alergi la Hristos pentru rugăciune, post, evangelizare, închinare și așa mai departe? Să asculți dacă a apărut o nouă predică? Ai aceeași pasiune. Dar de ce nu? Pentru că aceste lucruri vin din interior, din credință. Iar credința vine în urma auzirii. Căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Dar pe cine las prin toate dispozitivele să intre în casa mea? Gândiți-vă, pe cine lași să intre? Și care sunt duhurile din spatele lor? În spatele acelor curente informaționale care vin, piese, filme, sau un blogger, sau oricine. Întrebarea este, pe cine ai lăsat să intre împreună cu el? Pentru că Scriptura spune că trebuie să-ți dai seama, deoarece tu ești lumina lumii, tu ești sarea pământului și tu trebuie să influențezi lumea. Amin?